și domnilor, bună ziua, bine v-am regăsit la Lumea Nevăzută. Astăzi vorbim tot despre anul 2018 din punct de vedere numerologic. Așa că invitatul nostru permanent, numerologul Romeo Popescu, a venit alături de noi și ne va spune cum va fi 2018 pentru fiecare cifră de destin în parte. Romeo, bine ai revenit! Bine te-am regăsit, Ana, și pe telespectatorii tăi. Da, o să analizăm Am ai povestit o săptămână trecută Cum a fost așa, cum e 2018 Pentru da, la modul noi, general, la modul general Dar acum aș vrea să vorbim așa puțin Concret pentru fiecare cifră de destin Da, o să vorbim pentru fiecare cifră de destin Pentru că sunt unii oameni care Au un destin favorizat În 2018, alții care Ar trebui să stea puțin în banca lor Și este bine Să, să fie așa Pentru că sunt uh, cifre de destin Favorizate și cifre de destin Care în ultima perioadă Nu prea au fost așa de bine favorizate Mai încercate în așa ani, da, da, mai încercate Și mă rog, cifra de destin Fiecare om nu știe să și o calculeze uh, Nu cred că este mare lucru <coughs> Am mai spus noi la emisiune Dar aș vrea deci să mai repeți pentru cei care se uită prima dată la adunăm noi Adunăm toate cifrele din ziua de naștere Da, ziua, luna și anul Și o să ne dea o sumă De cifre care se reduc la una singură. <coughs> și atunci aflăm cifra de destin. Ce înseamnă destin? Înseamnă destinația la care fiecare dintre noi ar trebui să ajungem. Cifra de destin, destinația, este individuală. Fiecare trebuie să meargă pe drumul destinului său de unul singur, el ajungând acolo, în decursul vieții, o singură dată, în decursul vieții, de mai multe ori, pentru a urca pe treapta evoluției, sau unii dintre noi, niciodată, trăim o viață copy-paste și nu ajungem niciodată să facem ceea ce ne-am dorit sau să ajungem la destinația pe care o avem. Cu ce ne ajută să știm care ne este cifra de destin? Păi, ăsta este primul, primul lucru și cel mai important: este că ești fericit în viață. În momentul când ești pe destinul tău, fără să știi numerologie, fără să știi mai nimic despre chestia asta, cel puțin în cazuistica mea și în, în toate numerogramele pe care le-am făcut, oamenii care sunt fericiți sau care au o stare de mulțumire, o stare de bună dispoziție sau de bună stare, sunt pe destinul lor. Deci, nu trebuie să știi neapărat numerologie să calculezi tot Nu, acolo dar care dacă știți cifra este de destin indiciu. în asta numerologie, ne ajută cumva. Dacă da? știm cifra de destin și știm să o interpretăm de la 1 la 9 ce înseamnă asta, voi vedea ce ar trebui să fac eu sau la care destinații ar trebui să ajung în decursul acestei vieți. Sunt destinații personale, toate, dar starea de spirit prin care tu, pe care tu o să o atingi în momentul când ajungi la destinație este una revelatorie. Asta pentru cei care își doresc să facă treaba asta, pentru cei care nu își doresc să așa, nu nicio problemă. Nu se spără nimeni. Adică, Iată avem nouă cifre de destin <coughs> da, cred că avem da. cam 3-4 minute pentru fiecare cifră și aș da. vrea să începem. Să începem cu, rapid. Cu cifra da. 1, să vedem să ce cu cifra 2018 1. pentru ei. Este o cifră de destin interesantă cifra 1, pentru că anul trecut, în 2017, fiind un an universal 1, această cifră de destin a fost foarte, foarte, foarte bine potențată. Ei au avut ocazia să înceapă un nou drum în viață, ei au avut ocazia să-și releve toate dorințele pe care le-au, și chiar 2017 pentru o cifră Destin 1 a fost una, un an foarte bun. Nu s-ar spune că și anul 2018 este un an atât de bun pentru cifra Destin 1. Cei care au cifră de destin nu să-și imagineze așa anul acesta 2018. Am mai spus și în emisiunea trecută. Este un an universal 2, dar este, acest 2 este format din 1 și 1, adică 11. Și trebuie să ne imaginăm că lucrul general al anului 2018 sunt cei 2 de 1. Adică, iată, gândiți-vă așa, ca un culoar cu doi pereți. Da? Un perete 1, alt perete 1. Și toți o să mergem pe culoarul ăsta. Cum o să mergem pe culoarea asta depinde de la fiecare la fiecare. E. Cifra Destin 1. A avut anul trecut un an foarte bun. Hai să spunem așa, că dacă și-au lumina viața, că dacă au reușit pur și simplu să înceapă ceva sau să demareze niște proiecte extraordinar de bune, să știe ce vor și să meargă pe direcția lor, sunt merg pe acest culoar anul acesta, în 2018, cu faclia respectivă și văd drumul și merg înainte. Cei care anul trecut n-au făcut nimic. Și au zis, lasă că merge să să și așa, să-și imagineze că anul ăsta merg cum așa, lovindu-se când de stânga, când de dreapta, când și cu capul mai cad jos, mai se ridică, iar lovesc în partea asta. Deci o să fie un an plin de încercări. O să fie un an extraordinar de confuz pentru cei care au cifrat destinul, nu? În cazul în care nu știu ce vor cu viața lor, repet, nu în cazul în care știu. Dacă știi, ești destinul și știi ce vrei cu viața ta, trebuie să te gândești foarte clar că trebuie să mergi prin culoarul ăsta cu uh, nădejde, cu dorință și cu curaj, atât, dar este limitată, adică toate lucrurile pentru orice cifră de destin anul acesta sunt destul de limitate, deci un, uh, o cifră de destin care se va bucura uh, de drumul ei dacă în 2017 și-a ales drumul și știe ce vrea, dacă nu, se va lovi cu capul de toți pereții uh, în anul acesta. Anul viitor o să fie mai bine. Mai e la lume. Aș vrea ca la fiecare cifră de destin, dacă poți așa, să ne spui sfatul numerologului. Sfatul numerologului <laughs> pentru, cei cifra de destin 1. Da. <coughs> deci dacă v-a stabilit anul trecut ce trebuie, nu, nu este nicio problemă, o să mergeți foarte bine. Din punct de vedere profesional, dacă anul trecut v-ați pus direcția, așa cum am mai spus, și profesional, și financiar, și afectiv, anul acesta este foarte bun. Bineînțeles că în particularitate destinul are și un drum al destinului și acolo putem să vedem anumite particularități. Dar în mare, pe zona pentru destinul, 1, pe zona profesională, pe zona afectivă emoțională și pe zona financiară, o să vă meargă foarte bine, dacă anul trecut ați făcut lucrurile și ați făcut alegerile bune. Anul acesta, dacă vrei să începeți ceva nou, o să fie cu duș întors și pe zona financiară și pe zona profesională și pe zona afectivă, deci efectiv cu duș întors mai bine mai stați un an, că tot a stat anul trecut degeaba, mai stați unul degeaba, că poate începeți la anul ceva bun. Tu deci spus în 2017, da. mi-amintesc că acum este momentul de a acționa, pentru că dacă da. nu, în 2018 da. va fi mai greu. Da, foarte greu pentru destinul 1. Pentru destinul 2, nu? Da. E... Cei care au destin 2 sunt foarte bine aspectați anul acesta. Să nu uităm că cei care au destin 2 din, 2018, din 2015, în scuze, n-au mai fost destul de bine aspectați. Și 16 și 17 nu au fost chiar ani foarte poetici pentru cei care au destinul 2. E, anul ăsta este bine pentru ei. Anul ăsta este bine pentru ei pentru că este un an al alegerilor, un an al hotărârilor, dacă știu să ia hotărâri, și un an care efectiv o să-i ajute pe ei să-și aleagă ceva în viață până la urmă, că sunt atât de hotărâși cei care au destinul 2 încât îți vine așa să iei la palme că niciodată nu s hotărăși. și Poți să găsești și oameni care au peste 50 de ani și tot nehotărâși sunt. Uh, dar anul ăsta este un an foarte bun ca ei să se hotărască. Nu vor ei să se hotărască ca așa vor ei. Nu e nicio problemă că nu vor ei. Vine Universul și o să-i dea cu capul de cei doi perezi, că i-a rămân la toate destinele, așa, și o să-i dea atât de tare încât o să iasă cu sânge. Și atunci ei se vor hătări. Deci o să aibă niște lucruri, de-aia spun că e bine că să împotențească Universul niciodată nu să ne vrea rău. Totul e spre binele nostru. Că noi interpretăm ca fiind rău, a, e, nu nicio problemă. Dar ei trebuie să gândească foarte clar că dacă se hotărăsc șansele de a, și din punct de vedere profesional, și din punct de vedere afectiv, și din punct de vedere financiar, sunt de partea lor. Dar dacă nu se hotărăsc, pur și simplu o să fie o durere de... O să deci sunt în fața baie. unor alegeri. Da. Dar ei oricum sunt niște oameni hotărâți. și atunci anul ăsta o să-i forțeze mai odată pentru totdeauna să hotărească. Dacă se hotărăsc și aleg un drum, toate șansele vor fi de partea lor. Toate șansele, pe toate direcțiile. Mai ales afectiv, că e în zona afectivă, cei care au destin doi au o chestie de asta. Ei tot timpul își caută partenerul ideal. Nu o să vină partenerul ideal, că nu există. Dar... Uh, cel puțin ăla aproape de ideal, poate veni anul ăsta dacă știi ce vrei. Ești destin 2 și știi ce vrei. Aș vrea să întreb aici cei care au destin 11, îi încadrăm tot la 2? Îi încadrăm tot la 2 acum pentru că aici sunt particularități și asta nu le pot spune. Îi încadrăm tot la 2 cei care au destin 11 cu singura mențiune că dacă la destinul 2 am spus așa că o să fie cu durere, la destinul 11 o să fie cu foarte mare durere pentru că Universul vrea de la ei să fie marele iluminat sau marele ratat. Deci ei care au destin 11, anul acesta își pot lumina viața sau și-o pot rata pur și simplu pentru că au luat o decizie mai puțin poetică. Și îl recomand foarte clar, să se hotărască, să înceapă de azi. Deci ăsta e spatul numerologului. Da, să se hotărască de azi și să meargă înainte, pentru că uh, este foarte bun anul pentru ei, dar este păcatul de la Dumnezeu să-l ratezi. Așa cum am spus și anul trecut pentru destinul 1, anul ăsta spun pentru destinul 2. Este un an foarte bun, dar hotărăște-te odată să știi unde mergi. Unul e mai hotărât decât doi, de-aia anul ăsta o să fie dificil. Cei cu destin 2 sunt mai mult testați pe zona afectivă, spui tu. Ei oricum își doresc în zona afectivă să fie foarte bine. Ei sunt oarecum, între ghilimele, dependenți de viața lor afectivă, emoțională și trăiesc așa niște sentimente foarte puternice în momentul în care se îndrăgostesc sau în momentul în care pățești ceva din punct de vedere afectiv. Uh, și atunci acești oameni au oricum zona sentimentală mai dezvoltată și este important să-și dea seama că anul acesta poate să fie un an extraordinar de bun pentru ei, dar dacă știu ce-și doresc și știu ce vor. Un an decisiv pentru un un an cei decisiv, cu da, destin da. Da. Pot, pot să aibă să găsească, de exemplu, marea iubire anul acesta cei care au destin 2 sau, să 11, marea sau să pierdă mare iubire? Sau să piardă mare iubire, ceea ce nu cred eu, dar ei cred toate iubirile lor sunt mari. <laughs> da. Dar, deci, efectiv, anul ăsta poate să îngăsească mare iubire pe bune, nu așa. Am dar fără. dacă lasă loc, da? este important să știe treaba aceasta și este important să, să hotărească. Cu cât să hotărăți mai repede, cu atât anul este potențat foarte bine. Pentru ei. Mergem la cei cu un număr de destin 3. Da. Ei, ca de obicei, la Dolce Vita n-au nicio treabă cu nimic, în general, dar dacă anul trecut a fost foarte bine pentru ei, anul acesta nu o să fie chiar atât de bine pentru ei. Conform paradigmei în care noi vorbim cei doi pereți ai anului, da? ăștia cu destin trei oricum nu o să dea ei cu capul de pereți, oricum nu o să fie, nu îi prea interesează așa. Uh, în general sunt cei mai norocoși păi și cei cum mai trec prin ăsta. O să treacă, cum să spun, adică să stea cu mâinile în față ca să nimerească pereții, că așa o să meargă înainte, n-au nicio treabă. Ei, în general, cam lasă pe ultima 100 de metri ce au de făcut. Anul acesta, uh, Universul o să-i forțeze foarte puternic să nu mai lase pe ultima 100 de metri. Că efectiv, dacă o să lase pe ultima 100 de metri anumite lucruri, să putea să nu ne meargă s-ar putea să fie un eșec total acel lucru pe care ei au zis că o să rezolve ei, că sunt deștepți și că așa rezolvă ei pe ultima sută E, dacă până la acum l-a mers, anul acesta nu o să le mai meargă și o să fie un eșec total. Dacă, a, dacă își planifică lucrurile, cu oricum ei sunt niște oameni foarte planificați, așa, foarte clari, ei știu cu liniuță cam ce vor să facă, o să le meargă tot ok, să nu mai amâne să nu mai am, să nu zică, lasă că fac eu, că sunt băiat deștept sau sfată fată deșteaptă, știu eu. Nu mai, merge înainte. Mai mult decât atât, pe zona financiară este bine ei să nu riște. Pentru că, în general, sunt oameni care nu sunt... Este cifra de destin care riscă destul de mult pe zona financiară, pentru că oricum o să le vine din nou banii, adică nu-i problema dacă pierde ei. E, s putea acum să nu le mai vine din nou banii, să nu mai riște atât de mult. Pe zona personală, ei o să fie cei care o să cei care au destin 3 o să fie cei care o să aline suferințele despărțiților. Ăștia și cu destinul 5. Da? Ei o să fie exact în momentul potrivit când ea se desparte de el. Am înțeles. Da? Exact atunci o să fie. Nu știu. O să fie un an afectiv, emoțional foarte bun pentru cei care sunt căsătoriți, pentru cei care sunt în relații deja, să-și mențină relațiile, să aducă plus valoare afectivă acolo și să nu mai stea în minte, să Coboare puțin și în suflet și o să fie bine. Dacă nu au relații, o relație afectivă, în zona aceasta, cei care au destin 3 o să aibă mai multe relații anul acesta. Dar e bine că e așa, adică nu e o problemă. La anul o să fie un an bun pentru ei. Anul ăsta, din floare în floare, ca o albinuță o să fie. Dar nu e rău. E bine că fac experiență de viață. Mai ales și care sunt tineri din al treilea ciclu evolutiv de de 9 ani, adică între 18 și 27, să deschis drumurile pentru ei în pe zona asta. Care fi sfatul astrologului pentru uh, numerologului, scuze. Uh, să fie ponderat, să nu riște, da? să nu se lase pătinjală, să fie puțin mai organizați anul acesta pentru că lucrurile o să fie bune. Adică o să fie cum să spun, în liniște. Nu neapărat că o să aibă ei mari realizări, o să facă ei mari revoluții. Nu, nu o să fie chestia asta. La anul 2019, toată lumea e lor. E lor, da. da. Ajungem la pătrat. Ajungem la pătrat. Iată că găsim aici un destin extraordinar, destinul cu numărul 4. De ce spunem asta? Pentru că am avut în 2017 un an extraordinar de bun pentru destinul 1, dar și pentru destinul 7, și pentru destinul 4. Ei continuă. Continuă să aibă, dacă în 2017 au avut un an minunat, anul acesta au o șansă foarte mare și foarte puternică să se dezvolte, să-și mărească cadrul, pătratul de cunoaștere. Adică pot ieși din exact, acest pătrat? Exact, pot ieși din acest pătrat. Ei o să fie singura cifră de destin care, în culoarul acesta, o să se poată ridica pe margini și o să vadă tot. Ei sunt singura cifră de sine care pot face chestia asta, deoarece ei vin și cu o încărcătură, mai ales dacă și în anul 2017 au început ceva, au ieșit din pătrat, au demarat anumite proiecte, și în 2018 scuze, se vor continua lucrurile foarte bune. Dacă în 2017 au stat sau vaicărit non-stop, nu-i nicio problemă, pentru că Universul a înțeles că lor le place asta și o să le mai dea și în 2018 o văicăreală și mai mare. Dacă în 2017 au dezvoltat proiecte, au ieșit din pătrat, au construit ceva, în 2018 Universul vine și le mai dă plus valoare ca să dezvolte și mai mult și mai mult. să Sunt susținuți mult. bine. Foarte bine. Este unul dintre destinele care uh, sunt foarte bine susținuți. Au fost anul trecut, sunt foarte bine susținuți anul acesta anul viitor o să fie așa și așa, trebuie să se liniștească, iar în 2020 iarăși foarte bine susținuți. Deci e păcat de la Dumnezeu dacă ai o șansă atât de mare, ești destin patru și ai o șansă atât de mare să nu profiți, să stai în pătrățica ta să cărești. E păcat, pentru că o oportunitate de genul ăsta o să mai ai în 2020 și atunci urmează alți ani care nu o să mai fie chiar așa de bine potențați. Dar anul trecut, anul ăsta, așa, și anul 2020 pentru Destinul 4 sunt ani revelatori. E păcat dacă vrei să ieși din pătrățica ta, să nu ieși acum când ai posibilitatea. E cel mai bine aspectat. Deci sfatul numerologului este să iasă din confort? Să iasă confort, din pătrat, din să iasă pătrat. din confort, da. Să învețe de anul trecut ce au avut de învățat, să învețe că toate lucrurile sunt într-un fel uh, foarte bine organizat. Eu oricum nu sunt oameni care riscă, cei care au destin 4. Dar anul acesta... Este păcat să nu încerce mai mult, este păcat să nu iasă mai mult din pătrățica lor, șanse, pentru că da? au foarte multe șanse, pe păi zona afectivă la fel au o șansă foarte mare să-și găsească marea iubire, ca și destinul doi, dar ăștia sunt oameni mai stabili, sunt oameni mai așezați, adică nu se duc așa după oricine și cred că e marea iubire. Ei chiar știu când vine marea iubire. Da, anul ăsta pot găsi așa ceva. Din punct de vedere financiar, am spus dacă în 2017 au început proiecte noi și anul ăsta este bine să demare, să, de, să, demare, să continue proiectele respective și vor câștiga din ce în ce mai mult. Iar pe plan profesional, este un an iarăși foarte bun ei nu sunt de aia cu gura mare să iasă ei așa să spună, uite ce tare și mare sunt eu, dar este bine că anul acesta, dacă sunt buni profesioniști, să iasă în evidență, să facă ceva astfel încât să poată să avanseze în carieră sau în profesie, pentru că, încă o dată spun, este un an foarte bun. Ajungem la cei cu număr de destin 5. Ăștia iarăși îi găsim pe stradă, uh, nu îi găsim niciodată acasă pe destinul 5, nu e rău că este așa, pentru că... Adică sunt foarte activi? Da, sunt, sunt, foarte în... activi, Este o cifră foarte activă, este o cifră a jokerului, așa să spune. Este destinul jokerului. Deci el, când e ție lumea mai dragă, vine el. Deci nu-l găsești pe acasă. La acasă, la el e ca la hotel. Se duce, poate că are și o nevastă, dar e ca mobila nevasta lui, adică e din casă de acolo. A, așa, sau o, un soț tot așa, dacă au încredere în ei, dacă se simt bine, că este și destinul 5 care este pur și simplu lipsit de încredere, lipsit de orice stimă de sine și ăia sunt, îi găsim acasă, plafonați într-o viață copy-paste, se autodistrug. Dar, cum sunt eu mai optimist așa, îmi place să cred că destinul 5 sunt aia care ne merge bine. E, în anul 2011, în 2018, pe o vibrație 11, eu am mai spus, doiu este prieten cu 5. Ei doi fiind foarte prieteni, da, am putea să spunem așa, că domne ar trebui să le meargă bine și ăsta cu destinul 5. Da, le merge bine, numai că ei sunt de aia care riscă mult. Și fiind în felul acesta, ce o să facă ei? Nu o să facă altceva decât o să zică că sub un aparent bine, că o să riște și mai mult că o să le meargă bun. De, dar aici vine altă variantă. Vine varianta în care pot cădea de sus de tot. Și trebuie să fie foarte atenți, mai ales în zona profesională și financiară, să nu riște nimic și să nu creadă că ei sunt cu pământului. Ei de obicei cred asta, dar să nu creadă anul ăsta, Deci da? multă precauție Multă pentru precauție 5. pe zona profesională și pe zona financiară. Pe zona afectivă, ce să spun, ei o să despartă la cuplurea a noastră, o să ne plictisim. Efectiv, adică intervin în intervin, altora, ei intervin oricum, da? Anul ăsta parcă așa, s-a întâmplat ceva cu ei, parcă au o energie, așa? a intrat în ei și îl găsește exact unde ți-e lumea mai dragă, la petrecere cu soția ta, să zicem. Deci direct, sau cu soțul tău, pe ea, că și sunt și femei cu destin 5. Parcă le-a intrat așa în ei ceva anul ăsta, o să i fie așa, parcă le vine dorul de ducă, ca să mă exprim poetic, că suntem la televizor acum. așa. Și... Ăștia o să fie foarte, foarte periculoși anul ăsta, pentru că chiar dacă nu spun, chiar dacă nu se vede, au un dor așa de ducă, au un dor de... Adică am putea spune că da. sunt infidele anul acesta, Anul acesta destin, le vine cinci? să fie infidel rău de tot, ei da, sunt poate nu vor fi chiar toți, ca acum să nu generalizăm, Da, ăia care nu au încredere în ei și care -au nu au nici o mică stimă de sine... Asta ca să nu intervină probleme în cuplu când o să-și calculeze oamenii cifra de destin. Acum dacă intervin problemele astea în cuplu când eu stau cu soțul meu sau cu soția mea și calculez destinul 5 și a zis Romeo la televizor că, că ești, în în fidel și că ești infidelă anul ăsta, Acum, dacă nu-mi cunosc bărbatul sau nu cunosc soția de când sunt cu el, înseamnă chiar am o problemă dacă fac chestia asta anul ăsta. Înseamnă chiar merit să fiu înșelat sau înșelată, pentru că nu m-a dus mintea până acum, aând de zile, sau sufletul să adică nu ce am lângă Nu e stabilitate. Minte. Da, nu nu e stabilitate. E stabilitate. Hm. Și în anul universal, 11, când nu e stabilitate, nu o să ai stabilitate niciodată. Pentru că e un an extrem de instabil anul ăsta. Pe toate planurile, mai ales pe plan afectiv, este un an foarte instabil. Deci dacă nu știi ce ai acasă, nu e nicio problemă, că o să fiți fericiți toți trei sau toți patru. Da? Deci nu ai nicio problemă. Da, aia spun. Deci tu trebuie să știi ce stabilitate ai acasă. Că dacă nu știi, nu e... Nu aduci tu stabilitatea anul ăsta. Nu o să o aduci deloc. Bun. Deci ăștia cu destin 5 îi găsim la alții acasă. Nu la ei. Cei cu destin 6 vor sta pe casa noastră? Cei cu destin 6, da. Este un destin minunat destinul 6, pentru că marea încercare a celor care au destin 6 este familia, este prosperitatea, este bunăstarea, este armonia. Este minunat dacă un om care are destin 6 a ajuns în această paradigmă sau în aceste noțiuni, pentru că viața pentru ei o să fie magie, o să fie fericire, o să fie frumos. De-aia și uh, cei care au destin 6 pe zona asta, afectiv-emoțională, a familiei, a bunăstării, uh, ei își doresc destul de multe. Vine anul 2018, un an 11, un an extraordinar, mai ales, așa cum am vorbit la începutul emisiunii, din punct de vedere afectiv-emoțional. E, atunci, cei care au destin 6 pe latura asta, afectiv-emoțională, pot pur și simplu să aducă plus valoare în familia lor, în viața lor, în, din punct de vedere al armoniei, al iubirii în familie și așa mai departe. Cei care au destin șase au un an foarte bun să potențeze această latură în familie, încă o dată spun, dacă în familia lor există anumite disesiuni sau există anumite Zone de plictiseală sau de rutină, dar anul ăsta este foarte bun ca ei să aducă plus valoare acolo, să iasă din rutină, să iasă din plictiseală și, mai mult decât atâta, să aducă relația, căsătoria sau familia la un alt nivel, un nivel mai bun de bunăstare, de, de, de armonie și de echilibru. Din punct de vedere financiar. Ei oricum se descurcă destul de bine, dar este bine ca anul acesta, dacă au o anumită direcție, să meargă pe direcția respectivă și să potențeze acea direcție, pentru că o să iasă și bani. Dacă nu au o anumită direcție, nu este o perioadă bună să aleagă pe ce direcție să meargă așa, ci este bine să fie foarte rezervați, să se gândească, mă, hai să vedem cum mai merge, hai să vedem, nu investesc acum, nu fac marea nebunia anul ăsta pentru că va veni un 2019 care o să fie foarte bun pentru ei și atunci a, nu e nicio problemă, o să le toate lucrurile. de să fie rezervați pe zona aceasta. Profesional, dacă își doresc să avanseze în carieră, dacă își doresc să își mărească leafa sau să facă anumite lucruri, în cazul în care se bazează pe ei ca bun profesioniști, au toate șansele. Dacă nu se bazează pe ei ca bun profesionist, să nu înceapă cu nimic. Deci, eu, tot, să ne perțit, da, tot, tot rezervare. Tot rezervare și e bine să, să vadă treaba aceasta. În general, oricum, pentru destinul 6 este bine să uh, se gândească mai mult în zona afectivă emoțională și această zonă afectivă emoțională în zona familiei, în zona uh, echilibrului și armoniei în casă, cu soțul sau soția, cu copiii, cu familia, părinți, ce mai ei pe acolo, toată gașca acolo, da? Dar pur și simplu ei, la ei mână este uh, uh, asul, ca să spun așa, pentru a aduce plus valoare în viața de familie sau, bineînțeles, să o distrugă. Și deci, pot să facă și treaba asta. Iată, un an destul de bun pentru cei cu destin 6. Da, din punct de vedere al vieții afective, al vieții de familie, da, un an bun. Celelalte mai rezervate. Mai rezervate. Mergem la cei cu destin 7. Destinul 7 foarte bine potențat anul trecut, în 2017, foarte bine aspectat. Sper că cei care au destinul 7 au reușit să demaleze. Nu sunt oameni așa ignoranți, cei care au destinul 7, sunt oameni încercați, sunt oameni care, pe care viața îi pune în 700 de milioane de situații, numai pentru a învăța, numai pentru a aduce înțelepciunea în viața lor. Și dacă anul trecut, în 2017, au reușit să înceapă ceva, sau au reușit să uh, demareze anumite proiecte, sau le-a fost un an foarte benefic, sau le-a mers, din toate punctele de vedere, foarte bine, pentru că ar fi trebuit să, așa că a fost un an foarte bun pentru ei, anul acesta este un an în care e bine să stea liniștiți. În, din ce punct de vedere să stea liniștiți? Adică ei oricum nu sunt oameni care riscă, nu sunt oameni care se avânt așa să facă, dar anul acesta e bine să fie precauți. Asta este, nu neapărat liniștiți, cât precauți. În viața afectiv-emoțională au o șansă destul de puternică, dar această șansă este foarte bine aspectată în viața afectiv-emoțională dacă stima lor de sine este bună. Dacă eu am încredere în mine, sunt destin șapte și am încredere în mine că sunt un om, din toate punctele de vedere, echilibrat, un om ok, adică nu mă uit în oglindă la mine, chiar văd un om ok, atunci am foarte mari șanse ca viața mea afectivă, dacă nu e bună, să se Dacă eu sunt într-o relație de cuplu, în acest așa, am șansa, tot cu stima de sine, sau să lucrez la stima de sine, să o aduc pe un alt, la un alt nivel mai frumos, viața afectivă. În ceea ce privește zona financiară, este destul de interesant că poți să investești dacă ai destin 7, poți să-ți continui ce ai început în 2017, nu te uh, duce în altă direcție. Asta este foarte important. Adică mergi pe ce ai început în 2017. Dacă n-ai început nimic în 2017, stai în banca ta și anul ăsta puțin. Și aștept 2019. Așteaptă, da, 2019, pentru că atunci e bine. În general, cifrele care sunt impare, anul acesta 2018, cifrele destin impare, da, 1, 3, 5, 7, 9, nu sunt atât de bine potențate, uh, și de aia le recomand tuturor să fie rezervate, să fie mai așezate, să nu se avânte, să nu. Oricum, 7 și 9 pe destin din par nu sunt ăștia care se avântă foarte tare dar pentru 1, 3 și 5 care sunt foarte avântați, așa, deci foarte mai liniștit. Mai liniște. Ajungem da. la cei cu destin 8? Cei cu destin 8. Colegul meu, cred că este acum ochi, da, și, este ochi și urechi la <laughs> noi. Da, este și ureche, acum, da. destinul 8 este foarte bine potențat, am mai spus și la începutul emisiunii, pentru că îl găsim în 2018, iată-l pe 8, cum vine și se relevă acolo, ca formă de putere. Dacă ești destin 8 și ți-ai găsit pasiunea în viață, ți-ai găsit uh, uh, plăcerea, ca și creativitate, ca și uh, dorință de a munci cu plăcere ceea ce faci, încă o dată spun cu plăcere, atunci ai un an extraordinar de bun, un an transformaționalist, adică dacă ai fost la un nivel, anul ăsta poți să te duci la un alt nivel, mai sus. Da? Uh, dacă faci totul din plăcere, dacă faci totul din suflet și știi ce faci, iarăși anul acesta la un nivel superior uh, poți să ajungi. Dacă nu ești hotărât, dacă habar n-ai cu tine care-i treaba, ceea ce la destinul o mai greu, dacă ei în general dau impresia că nu știu, dar sunt cu ochii în toate părțile, nu au nicio problemă, mai ales pentru poziții și bani e ok. Dacă nu știi ce vrei să zicem, prin reducere la absurd. Așa, anul acesta nu este un an foarte bun să uh, te hotărăști tu dintr-o dată așa, că nu o să te hotărăști, pentru că n-ai cum. Dar astea sunt foarte puțini. Uh, în general, dacă tu urmărești ca și destin opt, o putere, o formă de putere, adică financiară, adică poziție, adică tot ce vrei tu în zona aceasta a puterii, este un an foarte bun să mergi înainte și dacă te-ai hotărât pe o direcție să mergi acolo, că vei reuși. Vei schimba și scaunul tău de director cu unul de director mai șmecher, vei uh, face tot posibilul ca buzunarul tău și contul tău în bancă să fie bune, nu nicio problemă Pe zona afectivă, în schimb cei care au destin 8, mh, sunt așa și așa, pentru că dacă n-ai timp să te duci acasă, să vezi care e treaba, ce se întâmplă, cei care au destin 8 și neglijează viața de familie, este foarte posibil să de spart anul asta. Dacă nu neglijezi viața de familie și mai lași puțin cariera, banii și contul tău în bancă, la o parte și te mai uiși acasă, te pur familie, și simplu, da. te mai uiși acasă, te dedici familiei, petreci mai mult timp cu familia, ai o șansă foarte puternică să aduci plus valoare în relația ta, să aduci afecțiune, să aduci iubire, să renaști. Dar dacă nu, este posibil, foarte posibil, să te duci acasă, o găsești pe nevastă ta cu ăla cu destin 5 în casă. Da, și când o video, te rog frumos, am <laughs> da. da. Deci este bine, da, o să le meargă bine la cei cu destin 8, o să le meargă foarte bine profesional și financiar, dar trebuie să aibă grijă și pe zona asta. Ajungem destin, și la noi. Destinul nou, <laughs> da. Destinul nou, anul trecut, a fost foarte bine aspectat și anul ăsta din anumite puncte de vedere. De ce? Pentru că, în general, oamenii cu destin nou sunt două tipologii. Sunt oameni care nu suportă rutina, nu suportă plafonarea și din zi în zi se transformă, din zi în zi li se întâmplă ceva, încă ceva, încă ceva, încă ceva. A, așa. Și a doua categorie a omului care trăiește copy-paste. Destinul nou, pe cât de expansiv poate să fie în unele cazuri, pe atât de copy-paste poate să fie în alte... Ei să, el se confunde cu toate cu destinul 4, rutinatul de 4, care de multe ori trăiește acolo viața lui aia, ca cea lui Ceapri, ca aia. Așa. Și destinul 9 poate să ajungă tot acolo. Dar este bine să ne gândim că un destin nou pe o, pe o percepție a lui 2018, 2018 adică 1-8-9, iată-l pe 9 ascuns puțin acolo, ceea ce le spun celor cu destinul 9 este să se abțină cu nervii. Deci, efectiv, o să fie un an foarte tensionat pentru ei, o să le vină să muște din toți pereții, o să ne vină să facă în toate felurile, pe diferite zone și mai ales pe zonă afectiv-emoțională. Deci pentru cei cu destin nou, mare grijă în zona afectivă emoțională dacă sunteți într-o relație, dacă vreți să aveți o relație, mare grijă că o să vă ieșiți în pepeni. Deci efectiv o să cu nervozitatea să mai jos, mai lău că e pericol aici. Da? O să-ți vină dintr-o dată așa să te enervezi dacă ești destin nou, că tu toată viața, că de-alea cunoscute. Așa. Și faci prostii e bine să stai ponderat. În ceea ce privește zona financiară pentru destinul nou, dacă au început ceva anul trecut, un an foarte bun pentru ei, poți să continue și anul ăsta ca nivel transformaționalist financiar, adică să aibă și mai mulți bani, pentru că îl avem pe 18, care e totuși un nou. Deci acțiune în lume, acțiune social. Deci tu, dacă ai o pasiune, ești destin nou, dacă ai început ceva anul trecut și e bine să ieși cu ea afară, în societate. Și atunci șansele ca tu să câștigi bani sunt destul de mari. Dacă stai degeaba, nu o să faci nimic, o să ai un an rutinat de la A la Z. Nu o să se întâmple nimic minunat în anul ăsta, dacă ești în forma asta. Și profesional? Profesional, dacă ești un bun profesionist, dacă ai anumite veleități, dute, că poți să avansezi. Dar cu mare grijă la destinul nou, pentru că ei. Am mai spus cu nervozitatea asta, să s putea să fie bun profesionist, să nu fie văzuți. Și să urle ei pe birou pe acolo că uite, eu sunt atât de bun și știu atâtea și să-și facă mai mult rău. Să aibă mare grijă pentru că asta este ca o sabie cu două tăișuri. De pe lângă faptul că pot avea șansă să ducă și sus, să aibă șansă să-și pierdă și locul de muncă. Pentru că să-i enervează ei, că nu sunt recunoscuți. Ei trebuie să fie temperați. Da, recomand la destinul nou să fie foarte temperația asta, să meargă așa ușor, ușor, mai puțin vulcanici înainte. Cei care sunt cu viață în The destin nouă și în viață copy-paste, somn ușor, la anul o să fie mai bine. Deci Ce 2019 ăsta, așa din câte ai spus tu printre rânduri, va fi un an tare bun. Da, va fi un an minunat <coughs> pentru cifrele de destin, impare și mai ales pentru cifrele de destin 3 și 9, o să fie un an magic. 2018, ca o concluzie, este un an puțin cam instabil. Este un an instabil. Trebuie da. să fim ponderați, temperați, să nu ne dăm capăt de cei doi pereți, în stânga-dreapta, în dreapta, și să avem grijă la uh, nervozitatea noastră, la nervii noștri, la deciziile pe care le avem. eu îți mulțumesc tare mult pentru toate aceste informații și sfaturi pe care ni le-ai dat. Sperăm cu toții să ne facem un an mai bun. <laughs> da, și eu doresc tuturor să aibă un an mai bun, un an cald, calm și un an în care, pur și simplu, să le meargă foarte bine, chiar dacă este un an destul de instabil. Să ne-l facem noi mai bun, exact. dacă exact. cifrele nu sunt foarte generoase pentru unii dintre noi. Doamnelor și domnilor, da. încheiem discuția. Eu sunt Dana Băleceanu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o zi frumoasă în continuare, pe curând!